Ne revedem joi seara. Pleșa. Da. Intră. Intră, domnule Pleșa. Bună ziua. Bună ziua. Stai jos. M-a schimbat domnule comisar. Da, facem un proces verbal. Ia, uite-te puțin la asta. Recunoști omul pe care l-ai văzut la fabrica de cărămizi? Nu, domnule comisar. Vreau să spun că nu pot da seama, știți? Pe omul acela nu l-am văzut decât în mișcare. Și nu mi-amintesc dacă i-am văzut fața sau nu. Zău! Ce-o față cunoscută? Nu e comisarul... Care? Ăsta, care a fost prima zi la fabrica de cărămizi. Prostule, dacă te-ar auzi, comisarul Stoian ți-ar cârpi o palmă. Te rog, domnișoară, scrie. Numele? Mihai Pleșa. Numele tatălui? Mihai Pleșa. Am întrebat numele tatălui. Îl cheamă tu, Mihai Pleșa. Unde lucrează? La turnăturia Iancto. E rictuitor de metale galbene. Cum adică metale galbene? Aramă, alamă, bronz. Bronz. Ajunge tot, mersi. Galbene. Da, da. N-ar fi trebuit să-l aducem aici. E prostănac. Eu? Gura. La fabrica de cărămidă nu mi s-a părut prost. Din potrivă, alminter, vă dați seama, nu l-aș fi adus aici. Acolo vorbea deschis, sprințat. Am avut senzația chiar că știe mai multe decât ne-a spus nouă. Era în vervă. S-a dat drept proprietarul fabricii. Nu-i amuzant? Deloc. Pe mine m-a amuzat. Și după ce mi-a arătat actul de proprietate, s-a întâmplat ceva. N-a mai spus nimic interesant. Din potrivă. Ai actul de proprietate la tine? E la dumneavoastră. Mi l-ați luat acolo la fabrica de cărămidă și vă rog să mi-l dați înapoi. Poftim, te faci și hoț. Șterge-o de aici. Bună ziua. Ce-au vrut de la tine? M-a întrebat ce cred despre dumneavoastră. Broaznicul.